După victoria zdrobitoare de acasă cu Neptun, Constanța, CSM Slatina va face deplasarea la Slobozia, unde va susține duelul din cadrul celei de-a 13-a etapă a diviziei A, Seria A. Antrenorul echipei slătinene a declarat că se așteaptă la un meci greu, însă este încrezător în potențialul echipei sale și speră la încă un rezultat pozitiv. Eu zic că e un meci important pentru că e una dintre contracandidate și va fi un meci extrem de greu, un meci de deplasare cu o echipă care își dorește foarte mult să ajungă la turneul final. Următorul meci oficial va fi pe 21 aprilie cu ACS Sepsi Sfântul Gheorghe, urmând ca până la meciurile din cadrul barajului de promovare în Liga Florilor să fie introduse mai multe meciuri amicale. Vom avea meciuri amicale pentru că o perioadă de lună de zile trebuie să ții un tonus care să fie constant și să ajungem la turneul final într-o formă sportivă. Partida cu Slobozia este programată să aibă loc sâmbătă la ora 11.